poză cu... Dar nu știu ce tot vrea. Mi-a zis să fac poză cu ID-ul cursului. Tu știi să faci poză cu ID-ul? Da, dar trebuie să stai pe mar, așa, bun. Deci... Nu știu care e ID-ul, dar fă și tu poză. Bună seara tuturor și bine v-am regăsit! Uh, astăzi vom continua cu partea a doua a uneltelor și jocurilor pentru clasele primare. Înainte de, de a începe, doresc, în cazul în care uh, avem și persoane noi care ne ascultă, să reexplic diferența dintre cele două produse pe care le avem. În primul rând, avem platforma profesorilor, cea de, de pe care eu prezint acum și în care am creat prezentarea și am îmbogățit manualele, Mozabuc. Prin ea putem trimite temele elevilor, putem, putem accesa manuale, manuale interactive sau putem face dintr-un simplu manual în format PDF un manual interactiv. Putem crea uh, prezentări atractive și putem partaja sau putem uh, partaja teme, uh, materiale pe care le facem și putem colabora cu ceilalți profesori. În, uh, în această platformă puteți găsi manu manuale de la editura didactică și pedagogică. Avem și platforma elevilor, prin care elevii pot rezolva teme, pot deschide aceste manuale interactive și pot accesa prezentările create de profesori. Din nou, doresc să vă reamintesc că din partea Mozaic s-a trimis un link către, un, un cod de, de licență către fiecare școală. Acest cod poate fi activat pe două dispozitive uh, și este valabil până la 15 august 2021. Uh, codul poate fi activat or, oricând și, uh, nu există, și dacă nu a fost primit pe adresa școlii, vă rugăm să ne trimit, să, să ne scrieți și îl vom retrimite. Pe de altă parte, și în această seară avem un, certificat, un formular, o foaie de participare pe care trebuie să o completați pentru a primi certificatul de participare. Acest formular poate fi completat doar până mâine, la ora 17. 17. Vă rugăm din nou să scrieți numele școlii într-un format adecvat și să vă scrieți numele și prenumele cu litere inițială mare, pentru că vom emite certificatul în formatul pe care l-ați scris dumneavoastră. Prin urmare, aveți grijă să fie exact așa cum v-ați dori să apară pe certificat. Așa. Bun. Atunci să începem. Astăzi vă voi prezenta mai mult instrumentele și jocurile mai puțin adaptate direct pe un anume manual, pentru că multe din aceste jocuri uh, nu se încadrează neapărat în structura manualului sau trebuie să căutați dumneavoastră unde credeți că pot fi inserate mai bine. Am venit cu câteva propuneri, dar nu foarte multe, pentru că sunt foarte multe uh, jocuri și instrumente ce trebuie explicate și atunci uh, am încercat să economisesc un pic din timp, pentru a nu vă reține foarte mult. Uh, vom, vom face la sfârșit ca, ca, ieri, ca și ieri, vom uh, ca ieri, mă scuzați, vom face, uh, voi răspunde la întrebări la sfârșit, iar dacă doriți să mă contactați, adresa mea de e-mail va apărea la sfârșitul prezentării. Așa. Prin urmare, uh, voi vorbi prima oară despre aceste unelte care pot fi aplicate pentru limba maternă sau pentru limbi străine. Voi deschide acest manual, la fel ca ieri am pus un semn de carte, un, un, un link către pagina din manual în prezentare. Vă voi, reaminti, vă voi reaminti cum se face. Mergeți la grafa de hârtie, selectați link de pagină. Hai, dacă nu vin cu tine mai lucru, că, că pentru limbi străine, pentru nu știu ce... Acest link de pagină va apărea aici și îl veți putea decupa. Îl veți putea decupa și îl veți putea include acolo unde doriți, într-o prezentare pe care o puteți face. De asemenea, că toți suntem aici, dacă vreți să, des, să creați o prezentare nouă, un caiet, un caiet nou, ceea ce trebuie să aveți mai multe opțiuni, aveți o foaie velină, o foaie dictando, aveți pătrățele, aveți și pentru muzică, nu cu portativ, puteți alegeți un fundal sau puteți să lăsați fără fundal. prin aveți nu mai multe posibilități. Poate să fie văzut prezentarea pe care o creați poate fi văzută ca, ca o carte sau nu. Și puteți să dați alte efecte, să se vadă ca și cum ar fi legate, nu? Un caiet cu spirală, spre exemplu. Aveți di diverse, diverse opțiuni atunci când creați un caiet de exerciții. Eu l-am făcut simplu, însă îmi închipui că la clase 1-4 aceste formate sunt importante. Așa. Și aveți mai multe, cum mergeți pe săgeți și vedeți că aveți mai multe posibilități. Așa. Bun. Voi merge la acest manual de comunicare uh, în limba română. Uh, ceea ce am făcut aici a fost să copiez acest text și am, făcut, am creat un exercițiu pornind de la acest text. Am, uh, am, am profitat de faptul că manualul venea deja uh, cu o înregistrare audio, o înregistrare. Uh, a textului, cineva citește textul cu voce tare și atunci mi-am închipuit că un, ele un elev ar putea face un, un exercițiu, nu nu este chiar dictare, dar ar trebui să asculte și să completeze aceste spații cu cuvintele necesare. M-am gândit, spre exemplu, că am putea să alegem, uh, pentru că dictările sunt destul de. pot fi destul de plictisitoare, putem să alegem doar acele cuvinte care sunt uh, mai complicate pentru elevi. Nu am văzut că un cuvânt nou pentru ei ar fi multicolor, așa că în acest caz cuvântul multicolor a fost șters pentru ca ei să asculte acest text și să completeze și să completeze cu cuvântul respectiv. Știu că am văzut și un important pe care l-am, era scris important și atunci și pe acesta l-am ales pentru că m-am gândit, nu, că de multe ori sunt oameni care scriu important și atunci să corectăm aceste greșeli, nu, cu m înainte de, M înainte de P și B, putem să alegem aceste cuvinte. Cum am făcut acest exercițiu? Uh, bine, arată arăt aici, nu? Multicolor. Și pot să verific. Într-adevăr, voi vedea... Ah, am greșit. Frunze multicolore. Era multicolore. Da. Așa. Uh, bun, un răspuns greșit. Cinci lipsă și putem vedea care erau răspunsurile care lipseau. Nu? Ghiozdan, încă și aici am putea avea greșeli cu ghi și G. Uh, puteți alege în felul acesta. Cum am făcut acest exercițiu? În primul rând, am copiat textul care m-a interesat, am selectat tot acest text, l-am copiat și m-am dus la editorul de, te de teste, uh, Instrumente, și primul, primul instrument care ne apare este exact editorul de teste. Și am ales acest fel de exercițiu, completare. Avem două tipuri de exerciții cu completare, acesta unde cuvântul nu este dat și acesta unde cuvântul lipsă este plasat jos și le e mai ușor elevilor să găsească. Așa. Și în acest caz puteți alegeți doar text, text cu imagine, aveți mai multe opțiuni pe care le puteți explora. Să zicem că îl facem așa, copiem textul acesta a fost salvat pentru aceste spații, cum, cum a fost el uh, creat de către editură. Apar, apar aceste caractere mai ciudate pentru că așa au fost date spațiile, dar dumneavoastră puteți pur și simplu să-l fragmentați uh, așa cum ar fi fost, cum era vizibil în original. Uh, nu, nu vă ia foarte mult timp pentru a, a face aceste schimbări. Bine, nu îl nu voi face pe tot ca să nu pierdem timpul, dar înțelegeți că nu nu e foarte multă muncă. Și, spre exemplu, puteți și copia această imagine aici, dacă, dacă doriți. Am copiat-o, puteți să mai strâmtați din spațiu, să o încadrați mai bine. Puteți să mai tăiați din ea, dacă nu vă interesează toate părțile, vă interesează doar portretul de familie. În clipa în care ați aranjat textul, v-am spus, nu voi face acest lucru, apăsați pe acest plus, selectați cuvintele care vă, pardon, selectați cuvântul care vă interesează și apăsați pe plus. Și atunci acest cuvânt va dispărea în, în clipa în care terminați, în care salvați exercițiul. A, și așa, zicem că acestea sunt cele două cuvinte care vreau să fie lipsă. Salvez exercițiul. Ei bine, și acum exercițiul meu arată așa. Nu? Și ar fi minunată. și frunzele multicolore. Bun. Și dacă vreau să verific, din nou, un corect, unul care lipsește, pentru că nu am completat cu multicolore. Da, și dacă vreți să-l să să salvați, introduceți pictogramă mică, pictogramă mare, așa cum preferați. Dacă... Uh, în schimb, nu sunteți mulțumiți de cum a ieșit exercițiul, îl puteți edita sau, dacă vreți să adăugați alte cuvinte, aveți și, și posibilitatea de a le edita. Cum îl editați? click dreapta, Editare. Exercițiul se va deschide în acest, în acest format și veți face clic aici pe Editare exercițiu și atunci veți putea selecta alte cuvinte. Pentru a fi introduse aici. După care veți salva și va trebui să salvați și de aici. Așa. Uh, bun. La ce altceva m-am gândit? Uh, am putea să mergem la următorul text și vedem că nu aici avem vocabular nou și m-am gândit să folosim în altea cuvinte șerpuite. În acest moment, uh, unealta, această unealtă, pentru că eu aici am creat propriul exercițiu, prin urmare știu că nu există nicio eroare, uh, însă trebuie să vă informez că în acest moment uh, traducătorii noștri revizuiesc acest material, iar dacă observați greșeli, acestea vor dispărea în următoarele săptămâni, pentru că tocmai ce i-am spus traducătorului, că sunt, am găsit anumite greșeli, iar uh, și, și va lua măsuri pentru a-l corecta. Dacă folosiți exercițiile care apar, care sunt generate automat de program. Dacă vreți să personalizați, mergeți pe acest omuleț și puteți introduce cuvintele care vă interesează. Stăruire și pot să adaug. am văzut că într-un exercițiu la următoarea pagină, o să fie cuvântul, pardon, galbeni. Am pus galbeni, dar trebuie să fie galbeni. Așa, galbeni. Și poți să aleg felul de exercițiu pe care îl vreau. Să-mi apară întregul cuvânt, să-mi apară doar inițialele, Vă alege întregul cuvânt. Și atunci va trebui să caut în aceste cuvinte șerpuite respectivele cuvinte. Puteți să-l faceți un pic mai greu din punct de vedere vizual, dacă nu, la, o, la o, nu știu, mă gândesc clasa 3-4, -a, a când deja le e mult mai ușor să vizualizeze aceste, aceste cuvinte. Puteți să introduceți culori pentru a complica un pic jocul. Uh, puteți să uh, uh, introduceți un alt tip de caracter, care poate e un pic mai greu de dibuit, și puteți să faceți exerci... Acum, cum vedeți, exercițiul este în mod ușor. Putem să mergem la mediu, se adaugă mai multe litere, sau la greu. Și atunci sunt și mai multe litere și e mult mai greu de găsit cuvântul respectiv. Uh, în ceea ce privește exercițiile gata generate, v-am spus că pentru moment uh, Există greșeli în sistem, dar vor fi corectate, dar exercițiile ar fi, cele care se generează automat, ar putea fi uh, spre Nu, mi s-a deschis iar exercițiul creat de mine. Uh, dacă merg, îl deschid. Așa. Aleg acesta și trebuie să caut iepure, probabil acesta este bol sau e castron. Uh -huh, castron. Dacă nu știu cuvântul, fac click pe el și apăs pe semnul de întrebare și îmi va da un ajutor și voi vedea că aici este ceasul. Și nu varză. Da, da, am spus s-ar putea să existe anumite greșeli nu? între imagine și cuvânt, dar acestea urmează să fie corectate. Bun. Ce altceva am putea face? De exemplu, aici avem niște definiții, și m-am gândit să fac un alt exercițiu cu uh, ajutorul editorului de teste. Ace un nou exercițiu de completat, dar celălalt tip de exercițiu completează spațiile libere cu cuvintele corespunzătoare. Nu text, uh, textul este un șir de enunțuri legate, prin înțeles, orice text are un titlu, test, textele sunt scrise de autori, un text conține mai multe alineate. Așa, cum am făcut acest exercițiu? Din nou m-am dus la editorul de teste. Am ales acest tip de completare. Am copiat de aici textul respectiv, așa cum v-am arătat mai devreme. Bine, pot să-l și măresc în acest caz. Așa. L-am selectat. L-am copiat. Și l-am lipit. Dar a trebuit din nou să-l corectez pentru că așa a fost editat pentru a fi uh, imprimat, nu pentru a fi tipărit manualul și a rămas acest format. După ce, am făcut, după ce am aranjat toate aceste definiții sau explicații, mai degrabă, în anumite cazuri, așa, după ce am făcut tot acest lucru, am. Selectat cuvintele care m-au interesat, le-am ales pe cele care au fost uh, evidențiate pentru a se vedea mai bine, pe, pentru, pentru că sunt cuvintele care probabil trebuie reținute de către elevi și le-am adăugat așa. Pur și simplu am selectat cuvântul și am apăsat pe acest plus. După care salvăm și putem insera în prezentare, chiar și sub formă de imagine. Și mi-ar apărea așa, ceea ce aici s-ar vedea urât, dar într-un caiet de exerciții nu ar arăta chiar așa de rău. Așa, dacă nu îmi place, pot să-l trag direct în coșul de gunoi. Așa. Bun. Ce altceva putem face, de exemplu? Uh, am ales iar cuvinte șerpuite pentru această categorie, nu ogar, galben, zgribulit, vedeți aici l-am făcut mai complicat sau putem, putem folosi cărțile pentru a introduce anumite cuvinte, nu aici o șubă, ploaie, ogar, nu? Și putem să ne jucăm cu aceste cuvinte care apar în text. Sau, spre exemplu, puteți alegeți asemenea fotografii și putem uh, alcătui o poveste în acest fel cu aceste, cu aceste imagini. Uitați copii, avem aceste imagini, haideți să alcătuim o poveste. Cum am introdus aceste imagini? Uh, am ales unealta cărți, instrumentul. Așa. Acesta. Și aici, vedeți că puteți introduce imagini. Cum am ales imaginile? Am ales să caut uh, nu direct în biblioteca media, ci pe internet și am introdus cuvintele care m-au interesat. Nu că, Spre exemplu, șubă, am introdus aici. Veți vedea că dacă aleg așa și aici puteți alege mai multe formate pentru imagini. Să fie o carte dreptunghiulară, orizontală, verticală sau pătrată. Am ales pătrată pentru că pozele pe care le alesesem în mod inițial nu intrau foarte bine în cadru și cea pătrată era cea mai bună. Dar puteți alege așa cum credeți de cuvință. Așa. Și atunci avem o singură car carte în acest caz. La ce mai sunt bune aceste cărți? Și pentru limbi străine, pentru pentru că putem folosi anumite cuvinte, pentru a practica anumite lucruri. Sunt bune pentru a crea povestiri, pentru a ne aminti vocabular, pentru că putem spune ce e asta, nu copii, și să se gândească. Uh, da. Bun. nu îl voi salva de această dată. Voi închide acest lucru. Uh, așa. Și aici, pentru că am văzut acest grafic, să spunem, Uh, harta lecturii, vă propun, din, ca, și, ca ieri, această, această diagramă. Ieri v-am arătat cu poze, dar putem să facem și cu text. Și cum facem acest lucru? Mergem la editare, diagramă de relații, putem să alegem o anumită formă geometrică, așa, o introducem, după care scriem textul. Nu, spre exemplu, titlu. Mai introducem o formă geometrică care ne-ar interesa pentru a arăta în diferite feluri. Putem să schimbăm și culoarea. Așa. Și să scriem fragmente. Cum le legăm? Bun, vom alege un tip de săgeată. Așa. Și vom selecta un element. Și pe celălalt. Aici este fără săgeată. După cum vedeți am ales fără săgeată. Aici... Pot schimba felul săgeții, nu-mi convine, vreau să fie invers, sau este pentru cele două. Și, după cum vedeți, se mișcă așa cum le mișc eu. Pot, putem să alegem să fie cu o linie punctată, putem să alegem să fie mereu o linie dreaptă, sau linie frântă. Așa, și acest... Uh, printr-o diagramă de relație eu cred că se pot ilustra foarte multe lucruri. Așa. Bun, cred că am terminat cu ceea ce vreau să vă spun din manualul de comunicare și voi merge înapoi la prezentarea pe care am făcut-o. Voi merge la partea cu limbă maternă și limb străine. Mai avem o unealtă care se numește Cărți cu imagini, o puteți vedea și aici. Acestea sunt niște cărți uh, gata date pe anumite teme. Nu vedem, avem floră și faună, mai degrabă floră în acest caz, aici pe animale. Ne arată uh, și putem să alegem să vedem și numele ce, uh, obiectelor sau animalelor prezentate. Așa. A, și evident, cu acest lucru putem practica vocabular, a, atât pentru limba maternă, cât și pentru limba străină. Put, și la matematică ne poate ajuta pentru că putem vorbi de figuri geometrice, așa că avem multe posibilități. A, cuvintele șerpuite deja le-am văzut, avem jocul lingvistic. Care ne oferă, de exemplu, pentru engleză, nu? Avem și spaniolă și italiană, dar vom merge cu engleza acum. Cuvântul, nu? copac. Cum se spune copac în engleză? Așa, creion. Și putem merge tot așa pentru a exersa în clasă. Avem și cu imagini, nu ce, ce, ce este acest obiect. Da, și din, din română în engleză nu avem exercițiu de completare încă, pentru că este în curs de uh, traducere. Încă trebuie tradus. Așa. Mai aveți, de exemplu, biblioteca video, în care puteți găsi anumite videoclipuri. Pe anumite temeșiri am văzut uh, videoclipuri, am văzut că unele sunt, subtitul, uh, sunt subtitrate în română, altele nu sunt subtitrate, dar eu cred că în multe cazuri, uh, eu ca, ca profesor de limbi străine, de multe ori am folosesc uh, videoclipuri fără sunet pentru că așa îi dau șansa elevilor să vorbească, să-și să -și imagineze ceea ce se întâmplă. Uh, predând și o limbă destul de pentru care nu găsesc suficiente materiale de calitate uh, online, atunci a trebuit întotdeauna să mă adaptez și să folosesc videoclipuri din alte limbi, dar doar pentru a, pentru a mă folosi de imagini. Așa. Uh, am și cartonașe cu cuvinte. Acestea e pentru limbi străine, pentru că în, în română nu, nu, încă nu există aceste cuvinte, nu este tradus acest exercițiu. Așa. Putem să alegem diferite categorii gramaticale. Nu substantive, adjective, numerale, articole, verbe, etc. Putem să alegem pe toate, putem să alegem doar o parte. Nu știu, spre exemplu, numerale. Așa, avem și, și putem să găsim și fraze în care apare acest numeral pentru a înțelege. Așa, despre ce este vorba. Da. Avem și jocurile de societate. Acestea nu vin direct în limba română, dar le puteți personaliza încât să fie în limba română. Așa, vă arăt prima oară cum ar fi în engleză. Avioanele, da, în varianta cu, cu nave, în varianta maritimă. Așa. Vedem că am ratat. Mai încercăm. Și nu la ce temperatură arde hârtia? Și putem alege. Acesta este în engleză. Însă putem să uh, creăm propriul exercițiu, exercițiu. să scriem aici lucrurile care ne interesează. Nu voi intra foarte mult în amănunte, îl puteți explora. Și scriind aici textul, după aceea vom putea alege, putem alege această variantă pentru a juca un anume, un anume joc. Aveți foarte multe opțiuni. Preferatul meu este fotbalul, dar aici îmi spune că încă n-am completat tabelul, așa că voi alege această categorie, versiunea quiz. Așa. Voi pasa cu echipierului. Așa, și mă întreabă ale cui sunt aceste personaje. Shakespeare, voi merge mai departe. Puteți, dacă vă interesează pentru limbi străine, bineînțeles, pentru, mă gândesc că pentru clasa 1-4, aceste teme sunt un pic prea complicate, deci va trebui să adaptați întrebările. Așa. Da, și putem pasa până când vom, vom înscrie. Da, și cam așa merge acest joc. Puteți să mergeți, să explorați, să vedeți cum, cum funcționează și îl puteți întotdeauna personaliza. Ceea ce cred că, din punctul meu de vedere, e cea mai bună opțiune, pentru că așa puteți alege exact ceea ce vă doriți. Așa. Altceva, ortografie și gramatică. Din nou, acest exercițiu este în română, dar cum vorbim și de limbi străine, acesta este bun pentru engleză în acest caz. Așa. Am greșit, și așa mai departe. Bun. Acest tip de exercițiu poate fi și exportat către editorul de teste. Un alt exercițiu pentru limbile străine este acesta, clase de cuvinte. L-aveți pentru engleză, pentru spaniolă, pentru italiană. Așa, delfinul este, nu știu, ne întreabă ce este, dacă este articol, substantiv sau pronume demonstrativ și vom alege nu substantiv comun. Și așa mai departe. Așa funcționează exercițiul, nu? Pentru că este vorba de clase de cuvinte, sau cu, chiar uh, mergem pe cuvinte, ne întreabă iar substantiv comun sau seturi de cuvinte. Aici avem uh, pronume demonstrative și participiu. Uh, așa. Și așa mai departe. Bun. Avem și o tablă cu litere. Aceasta e pur și simplu, ne imaginăm acei magneți de frigider cu litere prin care put, copiii pot crea cuvinte. Putem juca poate și un fel de telefon fără fir, să meargă prin să circule prin toată clasa, și după aceea cuv cuvânt, copilul să, spună, să scrie cuvântul respectiv și să vedem ce a ieșit până, până la sfârșit, nu? Ce, cum, la ce s-a ajuns într-un final. Așa. Avem și scris de mână. Din păcate, încă nu există un fond pentru scris de mână, pentru scrisul de mână românesc. Am căutat peste tot, dar nu l-am găsit. Am întrebat și pe la edituri și mi s-a spus că nu există încă. Am căutat ceva care să fie cât mai asemănător. Știu că, în acest moment, greu, este foarte greu să le explicați celor mici cum se scrie, pentru că e un lucru care ar trebui făcut față în față. Să zicem că asta este singurul fel în care putem ajuta, încă nu există acest fond. Dacă, dacă știți de existența lui, ne puteți scrie oricând și ne puteți trimite și noi îl vom putea introduce în, în Mozabuc. Dar asta ar fi cel mai, cel mai apropiat lucru pe care l-am găsit de, de fontul în limba română. Așa. Cărți am văzut deja, v-am arătat pentru că v-am arătat în acest manual. Așa. De exemplu, ieri a știu că cineva a cerut pentru muzică, avem câteva unelte utile, avem nu, un metronom pe care îl putem seta. Nu știu dacă în acest moment am. Stați un pic. Așa. Gata. Acum aveți auzit și ce aud eu. Putem schimba măsurile, Pardon, putem schimba timpul, putem face largo, moderato, presto, prestissimo și putem alege măsura pe care o dorim. Dacă dorim să vorbim despre ritm, tot legat de ritm, avem și mașina de ritm, putem să creem un anumit ritm cu elevii, să alegem Toba va merge în acest timp lingurițele în acest timp. Palmele vor aplauda în acest moment. Puteți alegeți și alte obiecte. Așa, după care putem să și ascultăm. Noi și putem crea muzică. Putem alege din nou și măsura pe care o dorim. La fel ca înainte. Așa. Avem și un pian. Putem să și înregistrăm ceea ce creăm. Puteți să puneți și etichete pe, 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 pe taste, da? pe claviatură. Așa. Și puteți înregistra ceea ce creați la pian, după care puteți reproduce ceea ce a fost înregistrat. Avem și o dată de baze cu instrumente muzicale. Pentru moment, aș zice că nu. Ah, este și în român, nu știu ce s-a salvat în engleză. Așa. Orgă, putem reproduce sunetele. Așa. A, poate să, în acest fel, putem să mergem și la pagina de Wikipedia, unde ni se explică ceea ce este o orgă. A, puteți crea și exerciții, nu tip de test. Câte întrebări, cât timp. Așa. Realizează corespondența între instrumentele de mai jos și tipul acestora. Nu instrument de percuție. Instrument de suflat, instrument cu coarde de ciupit, instrument cu clape. Dacă vă place acest exercițiu, îl puteți exporta ca exercițiu după aceea în editorul de teste. Dacă nu vă place, mergeți mai departe. Așa. bun. Și, din nou, puteți introduce acest exercițiu în, în prezentare. Îl puteți introduce și în mod interactiv. El va apărea așa și va putea fi rezolvat direct, fără a, mai fi, a se mai face click pe exercițiu pentru a-l deschide. Așa. Mai aveți și mini-partitura, unde muzica este... Ex, asa, exista, uh, din câte am văzut, nu există cântece în limba română, așa că am ales în engleză. Uh, Putem vedea cu notele muzicale așa, putem vedea cu păsărele, pentru a le fi mai ușor celor mici. Nu și avem notele explicate pentru diferite nivele. Așa. Și cântecul poate fi reprodus. Avem și o bibliotecă muzicală în care aveți fragmente din diferiți uh, compozitori. Așa. Am, pentru că e sunetul oprit. Și de asemenea puteți crea exerciții, dar acestea probabil sunt pentru, uh, pentru clasele mai mari. Așa. Ce alte lucruri avem? Avem exerciții pentru atenție sau pentru memorie, nu cum ar fi acest domino cu imagini. Avem mai multe opțiuni, doar imagini pentru cei mai mici, pentru a îi relaxa un pic, dar da, și pentru a-i face atenți în același timp. Ah, niciodată nu reușesc de pe calculator, e mai ușor pe o tablă să să plasăm aceste elemente. Uh, în sfârșit. Așa. Nu știu de ce niciodată nu reușesc. Îmi trebuie mai mult exercițiu, dar nu am timp să mă joc cu, cu dominoul. Dar ați văzut aici, am reușit să plasez. Da. Așa. Ce altceva mai avem? Cu inițiale. Nu? Imaginea. Și aici avem o potcoavă. Prin urmare trebuie să găsesc un, un P. Așa. Șah vapor. Din nou nu reușesc. Bun, nu este, nu este jocul de vină, ci eu, pentru că pe o tablă digitală s-ar plasa mult mai, pe o tablă interactivă ar fi mult mai ușor de plasat, dar ați văzut cum funcționează. Așa, și cuvinte direct. Corn, pat, autobuz. Da, Așa. Acest domino l-am văzut și ieri pentru matematică, pentru că am văzut că avem operații, spre exemplu. Deci putem avea cu numere, putem avea cu cifre romane, cifre arabe, cifre romane sau putem avea dominoul clasic sau aproape clasic. Așa. Avem și Micado, acest joc unde care necesită atenție, dar și, și, o bună viziune a spațiului, trebuie să vedem ce bastonașe pot fi trase fără a la deranja pe următoarele, pe cele de dedesubt. Sau deasupra, pardon. Nu, să nu dacă aș alege unul greșit, mi-ar deduce puncte, pentru că pe acesta nu îl pot muta din cauza acestuia. Așa. Putem face mai greu și mai greu. Uh, jocul cu discuri, l-am văzut ieri cu, cu numere, l-am văzut cu operații, dar îl putem juca și cu culori, și cu litere, uh, și cu cuvinte, și cu, și cu anumite imagini. da. Nu aici doar litere, trebuie să alegem exact când e litera care ne apare. Dacă îl vrem cu culori, am ales galben, galben. Dacă ne interesează cu completare, cred că am văzut română pe aici. Așa. Merg să out. Da, română. Așa, și aici vedem că e învăța. Așa este un joc de atenție. Să vedem când sunt cuvintele necesare aici. Litele necesare pentru a completa cuvântul. Nu, avem un joc de memorie care include ambele aspecte și atenția și memoria. Este clasicul joc pe care normal l-am jucat cu niște cărți de joc, pe care eu l-am folosit foarte mult în predarea limbilor străine. L Am și nimerit. Așa. Bun. Cu elefanți. De ce este acesta cu elefanți mai greu? Pentru că peste tot sunt elefanți, dar elefanții sunt în poziții diferite. Prin urmare, trebuie să fim mult mai atenți când îl jucăm decât atunci când avem obiecte foarte, foarte diferite. Sau avem și cu litere. Mă gândesc că pentru cei foarte mici e chiar util pentru că trebuie să rețină forma literelor. Putem face mai greu și mai greu pentru că sunt și mai multe perechi de făcut. Uh, un joc care tot așa include și atenția și memoria este acest repetă, uh, pentru că trebuie să repetăm anumite tipare, nu ordinea în care apar aceste litere. Îl putem face și cu forme, ceea ce nu e bun pentru matematică, să spunem, sau pur și simplu cu imagini, pentru a-i face atenți pe cei mici. Așa. Uh, alte lucruri, nu acest joc, uh, acest ceas de jucărie, eu l-am folosit foarte mult în predarea limbilor străine, pentru că am observat că de multe ori e greu să învățăm să spunem timpul într-o altă limbă. Și ceea ce fac, eu, eu am niște ceasuri de plastic unde elevii pot pot mișca aceste limbi. În funcție de ora pe care o spun eu. Nu? Dacă aș spune 12 și jumătate, ei trebuie să pună această poziție. Dar pot să zic uh, 12 fără 20. Și după care mă duc și controlez. Dar ce, uh, uh, am, ei ar putea avea aceste ceasuri de plastic și dumneavoastră ar putea, ați putea după aceea să arătați răspunsul corect la tablă, să-l să vadă toți. Îmi închipui. În Dacă vorbim de imstrin, Dar poate și în română poate le este greu să vizualizeze, nu? Când sunt foarte mici, nu au măsura timpului bine stabilită. Așa. Și cărțile, care, din din nou, pot fi folosite pentru, le-am văzut deja, pot fi folosite pentru uh, limbi străine, pot fi folosite pentru memorie, putem folosi și litere, putem introduce tot ceea ce vrem noi în aceste, în aceste cărți. Uh, altceva, jocuri pentru orientarea în plan și în spațiu, Uh, cred că drumul și direcțiile l-am văzut ieri, dar l-am văzut ieri acesta cu sădețele, prin urmare nu l voi mai explica și astăzi. Uh, avem acest joc cu continuă, care poate fi folosit cu matematică, cu litere, să zicem că îl folosim cu litere, ne putem uita dacă îl folosim la limbi străină sau la română. Îl uh, avem și în română, așa, și mergem. Îndepărtat. Și atunci trebuie să mergem după R. În primul rând, merge avionul, trebuie să-l redirijăm. He, am pierdut, probabil m-am lovit de nor și atunci nu, nu trebuia să, face, să fac acest lucru. Pornesc avionul, dar nu puteam să rovesc acel nor. Merg după G. Așa. Și tot așa pentru a lega cuvintele. Dacă aș fi ales operații, mi-ar fi apărut o albinuță pe care trebuia să o conduc. De fapt, v-am arătat ieri acel exercițiu cu operații și cu albinuța. Așa, mai avem și acest, cu figurile acestea. Acestea nu continuă. Tocmai ce vorbeam ieri, că trebuia să urmărească un anume model și să vadă cum este înșirirea logică. Nu știu ce vedem, un cerc roșu, cerc albastru, cerc verde, cerc, galb, cerc galben și atunci avem un triunghi roșu, înseamnă că mergem după triunghiul albastru. Și trebuie să-l căutăm. Și acesta e un exercițiu foarte bun și de logică. Așa, ne interesează cel verde. după care triunghiul pătratul roșu. Cred că m-am lovit de tavan și atunci s-a oprit jocul. Bun. Alt joc este și reparatorul de drumuri. Nu putem să mergem cu trenul. Alegem varianta ușoară și aranjăm drumul, iar trenul pornește și am aranjat drumul. Acesta nu e pentru orientare, pentru a vedea, îl punem în poziție verticală, orizontală, cum îl răsucim. Așa. Aceasta e varianta ușoară, dar mai sunt și, nu, și varianta medie, în care e mai, un pic mai complicat și mai rapid trenul. Așa. Și mai stresant în același timp. Ah, vedeți? Și s-a lovit aderaia trenul. Avem și uh, tabelul cu imagini de care am vorbit ieri, pentru că și acesta este pentru orientare. Nu trebuie să căutăm ce este în A3, mergem la A, Mergem la 3 și l-am găsit. Acest pom albastru. Avem pas cu pas, avem câteva exerciții legate de, de, șah. Nu? Fă mutări regulamentare pentru a ajunge în câmpul specificat. Așa. Putem să alegem ce piesă dorim pentru a explica acest lucru pentru a explica, pentru a ajuta pe elevi să exerseze. Avem și orientează-te, trebuie să colorăm câmpurile respective, trebuie să-l colorăm H2, nu? H2, găsește câmpurile, plasează pe D1, așa, verificăm e bine și tot a, și așa mai departe. Sau poziția inițială. Și trebuie să plasăm piesele pe tabla de șac, așa cum ar trebui să fie. Putem face mai greu, mai ușor. Mai avem și uh, exercițiul mozaic, unde trebuie să creăm anumite imagini. Așa. Plasăm, creăm. sau și cu litere putem crea cuvinte. Caleidoscopul îl voi arăta în curând. Turnurile, cred că l-am văzut ieri, nu? Tot așa pentru orientarea în spațiu, să vedem câte cuburi sunt pe acest plan, câte pe acesta. Avem și un joc cu umbre 3D, care mi se pare destul de, de complicat, prin urmare, nu e. De exersat destul. Așa, voi alege ușor, să nu mă complic prea mult. Voi pune aici și tot așa. Trebuie, nu, nu e chiar atât de ușor. Și va trebui să reproduc această imagine. O pot, pot să merg să văd cam cum ar trebui să arate, ca să știu cum să placez toate elementele. Așa, mai avem și găsește drumul spre casă, pe care l-am văzut ieri, nu? Acest uh, calul, evident, folosește aceeași mișcări ca în șah pentru cal. L-am văzut, pe acesta l-am văzut și ieri. Mm, mai avem mutări de șah și mai avem șah direct. Uh, probleme de șah, o parte de șah și analiză. Albul mută și dămat la prima mutare. Deja e prea complicat pentru mine. Puteți să alegeți să fie mai acest nivel pentru că am ales deja ușor. Da. Vom merge mai departe, avem și aceste jocuri de gândire, putem să alegem ciocanul, putem să alegem cu cuvinte. Nu și avem oră. Și cuvânt, elevul va trebui să bată din ciocan de atâtea ori cât este nevoie pentru a avea cuvântul arătat mai sus, nu oră. Putem să alegem mai greu, mai ușor, mediu, în funcție de ceea ce ne interesează. Poate să fie și cu numere, nu până unde... 76-40, minus, 4, 76 minus 40, deci trebuie să-l batem până la 36. Așa. Bun. Uh, intrusul l-am văzut și ieri, nu? Trebuie să găsim elementul lipsă, îl putem face cu numere, cu figuri, cu cărți, în funcție de ceea ce vă interesează la momentul respectiv. Uh, pătratul magic, l-am văzut și ieri, nu? Dar este totuși un joc de logică, trebuie să găsim numere, uh, numerele adecvate, să, ne să avem aceeași sumă pe, pe diagonală, verticală și orizontală. Avem și grila de imagini. Uh, nu, aici trebuie să vedem ce ar merge aici, acesta. După aia se schimbă care este partea lipsă, aceasta. Aici ce ar putea să ne lipsească, probabil aceasta. Așa. Și așa. Și am completat litera V. Putem să facem același lucru cu forme uh, sau cu imagini. E un bun exercițiu de concentrare. De asemenea, trebuie să vedem, să, să vizualizăm bine obiectul respectiv. Avem și uh, puzzle-ul. Aici puteți să avem un puzzle gata dat. Putem să avem cu imaginea de fundal pentru a ne fi mai ușor, putem să schimbăm uh, uh, anumite elemente sau îl putem, și pers îl putem personaliza. Putem uh, alege o poză, pe, o poză care ne interesează și o putem uh, introduce aici, cum v-am arătat mai devreme, prin copiere. Nu voi insista pentru că știu că deja ați văzut cum am căutat. În biblioteca media, imagine, am găsit imaginea, am tras-o aici, pe, în unealtă, ah, așa, și am pus start. Și mi-a apărut și pot să o aranjez. Așa. Uh, alte exerciții. Avem și acest puzzle de alunecare. Nu mi mi-am de, de acele puzzle, puzzle pe care le aveam când eram mică, nu? Trebuie să mișcăm numerele pentru a le pune în ordinea corectă. Acestea sunt deja bine. Și așa mai departe până le punem în ordinea care trebuie. Pot să fie mai grele, chiar și mai grele. Pot să fie cu litere. Sau cu diagramă. Mă rog, cu, acesta deja cu, cu imagini. Și mai complicat. Sau putem să facem mai simplu. Ok, e prea mult la ora aceasta. Bun. Din nou, Micado, care este tot, și un joc de gândire. Avem acest joc blocuri logice. Din nou, e în curs, va fi corectat, pentru că este un joc logic cu figuri geometrice. A, așa. Și aveți care este intrusul, nu? Din nou. Și ne concentrăm, trebuie să ne concentrăm. Acesta este. A, așa. A, bun sau putem, crea, putem să jucăm a, această variantă a jocului, prin care vedem cum, cu ajutorul figurilor geometrice, putem construi anumite imagini, putem alege ceva mai simplu. Da. Și am văzut că există în, în manuale de matematică asemenea, asemenea exerciții. Așa. Avem și acest joc numit Tangram care mi se pare destul de greu, pentru că trebuie să vedem exact ce triunghi, ce, ce figură geometrică merge unde, trebuie să o răsucim, să vedem dacă se potrivesc pentru a reproduce această imagine. Lu putem face mai simplu și atunci ne apar deja culorile, și noi trebuie doar să uh, mutăm aceste figuri în poziția corectă, Nu, dar putem juca și în uh, varianta uh, mai grea. Fără aceste culori, pentru a vedea mai bine cum să plasăm figurile geometrice. Uh, alte jocuri și acest mastermind, unde trebuie să găsim care este înlănțuirea corectă, să vedem, da, vedem că două culori nu sunt bine, două sunt bine, dar nu sunt în poziția corectă. Așa, îl putem juca și cu cuvinte sau cu numere. Așa. Uh, sau avem acest decodificator care ne oferă diverse uh, coduri, și noi trebuie să vedem exact ce cuvânt este. Nu vedem că acesta îi corespunde lui M, acesta lui E, acesta lui L milk. Dar putem face mai greu, toate figurile au aceeași culoare sau pot să aibă forme, aceeași formă dar o culoare diferită. Putem alege diferite coduri. Așa, tot așa pentru a ne dezvolta gândirea. În ceea ce privește mediul avem, de exemplu, fauna și flora. Puteți să găsiți aici diverse lucruri care v-ar interesa pentru științe, să le arătați. Așa, vedem și anumite detalii. Putem crea și exerciții pornind de la această bază de date. Dacă ne place acest exercițiu, îl putem crea din nou în editorul de teste pentru a le introduce în prezentarea noastră. Așa. Am și globul pământesc. Este o imagine 3D, puteți vedea. Nu vi-l voi rata acum ca să nu pierdem timpul, dar e pur și simplu imaginea globului pământesc. Avem și o bază de date cu minerale. În cazul în care v-ar interesa acest lucru la clasele mici, puteți să vorbiți de lucruri mai obișnuite, nu știu, de aur, uite, așa arată aurul. Așa, îl putem vedea. Avem și unelte pentru astronomie. Să vedem poziția. Îl vedem cu zoom. Ne interesează, nu știu, aici a fost puteți vedea în Jupiter, corona lunii cu calea lactee. Așa. Putem exporta în prezentarea noastră această imagine dacă ne interesează. Avem și o mini-enciclopedie a țărilor. Așa, putem să căutăm informații de bază, ce țară este, care este capitala, moneda, și avem și sistemul solar, dacă am dorit să vorbim despre el cu cei mici. Cum arată Pământul? Aici avem Luna. Așa, Pământul și informații care poate sunt un pic prea complicate, dar ne putem folosi de imagini, să vorbim despre aceste lucruri. Și putem să vedem și Pământul. Cum arată? Putem să vedem Luna. Putem să facem și zoom pentru a vedea mai bine. Așa. Alte jocuri și instrumente. Poate v a interesa tabelul de evaluare. Puteți alegeți pentru câte o grupă, cât un animal. Așa și puteți da puncte, puteți să faceți nu, niște jocuri pe grupuri și să le dați puncte, puteți calcula totalul final. Așa, avem și un cronometru atunci când uh, elevii mai spun, mai vrem să jucăm un minut. Nu se poate că deja am ales, nu? Deja s-a a expirat timpul. Și, și putem să avem muzică care însoțește acest cronometru, dacă vrem. Așa. Și aici este diagrama pe care am făcut-o înainte. Referitor la manual de matematică și explorarea mediului, am văzut că aici se vorbea despre instrumentele muzicale, așa că am introdus unealta pe care am văzut-o mai devreme legată de instrumentele muzicale. În ceea ce privește acest exercițiu în care trebuie să completăm desenul și figurile geometrice, v-am propus din nou acest, acest tangram, dar și exercițiul care e în care trebuie reproduse, nu? Trebuie să uh, exersăm simetria, nu? Să vedem cum e uh, și să punem pătrățele, să creăm aceiași, același model. Nu prin, mai mergem prin printr-un principiu asemănător acestui joc. Așa. Uh, aș zice că am terminat. Uh, o să deschid, o să, o să vă pun acea pagină cu... Uh, caietul de ieri pentru a, putea vedea, uh, pentru a putea vedea adresa mea de e-mail, pentru a putea scrie în cazul în care nu ați primit uh, acel, uh, acel cod pentru școli. Și acum voi uita un pic la întrebările din Zoom, întrebările de, uh, de pe Facebook, atât cele de ieri cât cele de azi. Uh, pentru acelea voi răspunde uh, mâine, luni, și voi încerca să răspund cât se poate de repede. Așa. Doamna Loredana Sofian îmi spune că nu, că nu au primit codul. Voi încerca să trimit pe această adresă mâine. Dacă ați putea să mi-o trimiteți pe, pe e-mail, pentru că nu voi mai avea acces la chat. Așa. Și să verificăm dacă se poate primi pe această adresă, pentru că am văzut că, știu, în cazul anumei, anumite școli, Uh, se ștergeau automat e-mailurile primite în fiecare zi, cel puțin din folderul spam și așa a fost pierdut e pe care l-am trimis noi. Uh, nu înțeleg exact uh, întrebarea doamnei uh, Diana Nicoleta Clej, dacă, o poate, dacă poate scrie aceeași întrebare mai jos. Așa. Uh. Din nou, toate aceste, toate aceste da, în ceea ce privește școlile care nu au primit, vă rog să-mi scrieți pe e-mail pentru a putea urmări mai ușor și a fi sigură că am scris tuturor. Așa, să mai vedem. dacă vreți să muta, doamna Daciana dacă vreți să mutați un element, pur și simplu faceți un clic dreapta pe el. Dacă vreți să-l mutați complet, faceți decupare, după care îl lipiți. Nu? Faceți lipire în, altă, în, alt caiet și îl veți găsi acolo. Nu cum, sau uitați, pot să-l mut în cealaltă prezentare pentru... Pentru a vedea cum funcționează. Uh, cum puteți schimba limba? Dacă, e, uh, dacă vă referiți la instrumente, uh, cărți cu imagini, mergeți pe acest semn de întrebare și alegeți de aici limba care vă interesează. Așa. Uh. Uh, ați spus, din nou, doamna Dacian Oprițoiu, Ați zis că, uh, pentru că uh, uh, Ați spus că pentru că deja aveți multe pagini Completate în caietul respectiv Ar fi plăcut o variantă care să nu strige ceea ce ați realizat Nu trebuie neapărat să dați decupare Puteți să dați copiere Și atunci va rămâne uh, Vă va rămâne și aici Dar veți putea muta Și în altă prezentare Și este și aici Și aici, dacă ați dat copiere Uh, așa. Galeria cu jocuri pentru doamna Catana. Mergeți la conținut, jocuri. Și se va deschide această galerie. Și puteți vedea toate jocurile pe care le avem, dacă preferați instrumentele, și aici veți găsi instru toate instrumentele. Așa, aici mi-apar, sunt mai multe instrumente, dar aveam selectate anumite litere. Așa. Uh, da. Uh, 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 uh. Să văd dacă mai sunt alte întrebări. Uh, din nou pentru doamna Catană, da, vom, vom pune pe YouTube. Acest video, doar că vom edita, vom elimina anumite părți din el care nu sunt necesare pentru a nu, nu pune un videoclip prea plictisitor. Și atunci vom tăia partea de început și vom lăsa doar partea practică. Vom, vom, pentru doamna Negrila Adriana, da, pentru a copia un text dintr-un manual, ceea ce am făcut a fost să selectez acest element pentru scris și am. am selectat textul respectiv, l-am copiat, după care l-am lipit în, în cadrul editorului de teste. Ceea ce eu ce vă recomand este să folosiți mult editorul de teste, pentru că vă oferă o gamă foarte largă de exerciții, care pot fi foarte interesante. Mie îmi place foarte mult inte, acesta cu integrame, pentru că puteți faci niște exerciții recapitulative foarte bune, mai ales la clasele mici unde nu ar, toți ar depune efortul să găsească cuvântul respectiv. Cum se face integrama o puteți vedea în, în, în videoclipul nostru despre pe care l-am făcut cu prezentarea generală, cu, cu sfaturi pentru, pentru Mozabuc. Așa... Doamna Aurora Zanfil spune că a, a căutat în bibliotecă și nu a găsit manuale de limba română. Atunci când folosiți MozaBook, dacă ar folosiți ceea ce am trimis noi, ar fi trebuit să fie automat în limba română. Dacă nu... Uh stați un pic așa să mă concentrez. Dacă, aveți, dacă folosiți deja Moza Buc în română, atunci mergeți la semnul întrebării și pentru a găsi manuale editurii didactice și pedagogice este suficient să scrieți RO de la România, linie și deja vor apărea toate, ac toate aceste manuale, dar e mai simplu dacă puneți RO EDP. Sau dacă puneți direct EDP, așa, EDP și linie, și deja o să, și, această, și nu, și o cratimă, veți avea toate manualele, editurii didactice și pedagogice. Uh. Comunicare în limba română. Uh. Dacă le vreți pe cele de limbă, de obicei trebuie să puneți un limb și vă vor apărea. În acest caz avem cel de limba română pentru clasa 1 de comunicare în limba română pentru clasa 1 știu că au două manuale și pentru comunicare în limba uh, română pentru clasa 2 două manuale. Dacă nu găsiți aceste manuale, dar știu că pot fi găsite toate manuale editurii didactice și pedagogice pe pagina Ministrului Educației, atunci, pur și simplu, uh, când porniți Mozabook, puteți să mergeți la uh, fișier, uh, import, Importare PDF, și dacă ați găsit. Aici puteți să vedeți că uh, avem un link direct către paginea Ministerului și puteți alege manualul editurii didactice și pedagogice care vă interesează pentru a-l plasa. Așa. Uh. Bun. Uh. Așa, cred că putem încheia aici. Uh, mă puteți contacta pe e-mail dacă aveți alte întrebări ne puteți scrie și pe Facebook. V-aș ruga să nu scrieți în uh, comentariile pentru videoclip, pentru că aceea sunt mai greu de vizualizat uh, după aceea. Uh, pentru că Facebook are un fel foarte ciudat de a, de a plasa aceste comentarii. Uh, cu toate acestea voi răspunde comentariilor care există pe Facebook în acest moment. A, așa. Și cred că. Uh, imediat o să-l rog pe coleg să mai pun o dată link-ul. Uh, Așa. Vă mulțumim pentru participare. vom pune încă o dată linkul. Așa. Vă mulțumim pentru participare și vă mai așteptăm și altă dată. Așteptăm sugestii dacă mai aveți. Adresa mea este andrea.stefanarondmozaweb.com Așa. Dacă mai aveți sugestii, ne puteți scrie și ne putem gândi la organizarea unui nou webinar în curând, probabil în ianuarie. Așa, dacă sunt anumite teme care vă interesează. Bun, vă mulțumim frumos, vă dorim o seară bună și sper să ne auzim în curând. La revedere!